Dragii noștri, de această dată vă salutăm din Iași cu o surpriză frumoasă pentru doamna Viorica, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea copiilor și a nepoților, așa că haideți împreună să o sărbătorim și să urăm la mulți ani! Doamna Viorica Nicolai, da. Ne primiți la dumneavoastră? Poftim! La mulți ani vă spunem! Mulțumesc frumos! Pentru dumneavoastră, doamna Viorica. Mulțumesc! Așa, ia să deschidem toate cadourile și să vă cântăm și la mulți ani în seara asta! Mulți ani dorească, mulți ani dorească, mulți ani! Mulți ani dorească, mulți ani dorească, mulți ani! Mulți ani dorească, mulți ani dorească, la mulți ani vă spunem! Mulțumesc frumos! Noi suntem echipa surpriză la Domciliul Iași, iar astăzi știm că sunteți sărbătorite. Cineva drag dumneavoastră a ținut foarte mult să vă sărbătorească astăzi. Și am să vă întreb pe dumneavoastră dacă cumva bănuiți din partea cui venim și cine ne-a trimis aici la dumneavoastră? Nu știu, Simona! Simona? Așa credeți dumneavoastră? Da, ea cred. Să știți că noi pentru dumneavoastră avem și câteva gânduri scrise, în urma cărora cu siguranță aflăm din partea cui vine această surpriză. Și mesajul nostru spune așa: dragă mamă, în această zi specială, noi copiii tăi ne rugăm la Dumnezeu să te țină sănătoasă și puternică, fericită și liniștită și tot ce este mai bun să-ți ofere ție, pentru că le meriți din plin. Măcar atât să putem face în semn de mulțumire pentru felul în care ne-ai crescut, pentru că orice am face simțim că nu este suficient. La mulți ani, draga noastră mamă, un călduros la mulți ani și din partea nepoților dumneavoastră, Alexandru, Antonia și Matia. Nu uita că te iubim mult. Luminița, Bobby și Simona. Mulțumesc frumos! La mulți ani vă spunem și noi. Mulțumesc! Și acum, dacă ați avea să le transmitiți ceva copiilor, nepoților? Eu le transmit multă sănătate și mulțumesc! Am grijă de mine! Măcar cu sufletul în seara aceasta au ajuns și ei aici la sărbătoare. Să știți că copiii mai pregătiți și o melodie frumoasă pentru dumneavoastră, care doresc să o ascultăm împreună. Mă duc să-i sărut mâna.
Vă spunem. Mulțumesc frumos! Sănătate multă! Mulțumesc că am rămas așa, nici nu știu. Le transmitem salutări copiilor. Le transmit multe salutări și multă sănătate acolo de parte unde sunt. Și le mulțumesc frumos pentru tot ce au făcut pentru mine. Noastră sănătate multă, ca să vă bucurați cât mai mult de copii și de nepoței. Da, dar sunt o leacă așa acum. Nu știu, nu... Copiii o să vă înțeleagă, pentru că emoțiile sunt mari acum. Păi, da, și...